Argumentele celui care a făcut sesizarea. Păi pe noi ne obligă și ne amendează imediat. Păi stați să vedem cum se aplică legea în cazul ăsta. Doamna Grapini, ce părere aveți? Bună seara, în primul rând, dumneavoastră și telespectatorilor și colegilor de platou. Scuzele, sigur, aduse mi se par ne la locul lor. În primul rând că dacă era cerebral, domnul președinte Iohannis nu mergea la golf când se pomeneau morții de la colectiv, dacă era și corect, cum spune domnul Pirtea, atunci purta masca, pentru că degeaba aș cere scuze, degeaba ar plăti o amendă, pentru că exemplul personal face, ați văzut ce simplu a spus acel cetățean. Dom'le, dar pe mine de ce să mă oblige și pe ceilalți nu? Deci nu atât că ar da o amendă, care de unde s-o dea, că nu e nicio problemă. Problema este de exemplu personal și atunci n-ai cum să ceri conformare voluntară la cetățeni dacă de la prim-ministru până la președintele țării, cei mai importanti oameni din stat, fac ceea ce fac. Și nu era așa că și-a scos masca. Mergea foarte bine, mersi, că doar vedem distanță mare, fără mască, în fața bisericii, poate, fără poate mască. Fi crezut, adică, poate fi crezut că afară se poate și fără și nu fi știut că, sigur, cu 24 de ore înainte a intervenit măsura asta cu pragul. Da, da, nu e nicio problemă, dar cetățeanul a intuit bine. El era în fața bisericii deja fără mască și cetățenii care erau lângă el la distanță foarte apropiată, tot fără mască. Pentru că, na, asta e, imaginea a fost surprinsă și nu cred că ce spunea colega de platou, dacă era să-și ceară scuze, își cerea atunci, nu acum, după ce e o dezbatere. Bun, dar mi s-a făcut reclamația. Deja se cunoaște acest fapt. Eu cred că trebuie să evităm, eu știu, să mai facem complimente cuiva care greșește. Domnule Cazanciuc? Nici cerebral și nici corect din punctul meu de vedere.